Salutare, Roxana aici. Vreau să vorbim în acest video despre lentila prin care ne uităm la lume, dacă tu vezi lumea prin ochi de copil rănit sau prin ochi de adult. Și poate că nimeni nu te-a întrebat asta, poate nu te-ai gândit până acum la asta, dar de foarte multe ori, deși suntem în corpuri de adulți, noi de fapt ascundem un copil interior rănit și îl lăsăm pe el la bordul navei care este viața noastră. Da? Îl lăsăm să ne conducă viața din umbră, pentru că el prin rănile lui iese la iveală tocmai în momentele cu miză, în care avem nevoie de fapt să facem alegeri obiectiv și să facem alegeri sănătoase. Se poate de multe ori să facem alegeri toxice din frică. De ce din frică? Dacă observi că cea mai mare frică ta în ceea ce îi privește pe alții este să nu fii părăsit, să nu fii abandonat, să nu fii certat, să nu le pierzi iubirea, ei bine, observă că nu adultul este cel care se teme, da? Ci cine se teme? Copilul care este rănit, copilul pe care tu îl porți în tine și care are aceste frici și aceste nevoi în același timp. Dacă observi că în situațiile în care, să zicem, te cerți relațiile tale, începi să bați din picior, să țipi, să ceri, să plângi, să te comporți așa, să faci un tantrum pentru că nu te simți iubit, nu adultul este cel care suferă, ci copilul tău interior rănit, care are nevoie de iubire, care are nevoie de să se simtă în siguranță și așa mai departe. Există o influență foarte mare a acestui copil în viața noastră, de aceea e nevoie să ne întoarcem la el și să vedem care sunt nevoile lui, care sunt fricile lui, ce vrea de la noi, pentru că nimeni nu mai știe drumul către copilul tău interior decât tu. Doar tu poți să te întorci și să salvezi acest copil, doar tu poți să te întorci și să îl ajuți și să îl faci să se simtă în siguranță. Nici părinții tăi nu mai știu calea către copilul care ai fost, nici partenerul, nici nimeni altcineva, doar tu te cunoști suficient de bine încât să poți să ajungi în interiorul ființei tale și să comunici cu părțile acestea din tine și să le dai și lor locul cuvenit. De multe ori noi oamenii încercăm de fapt să reducem la tăcere părțile din noi care zbiară după iubire, care urlă după atenție, care au nevoie. Nu ne plac, credem că suntem defecți pentru că avem aceste nevoi, le considerăm probleme și atunci nu le dăm ceea ce ne cer, da? Și ele ies la iveală cerându-și drepturile și vocea lor, care la început este una timidă, devine una foarte categorică și se manifestă cum? Păi să zicem, de exemplu, dacă muncim foarte mult, dacă ne autosabotăm, dacă nu ne oferim grijă, atenție, timp, nu ne ascultăm, poate să apară boala, poate să apară, nu știu, un tipar toxic pe care îl repeți în relațiile tale, poate să apară tot felul de consecințe, dependențe, da? Pe care noi le plătim, apar în viața noastră din cauza acestei deconectări de părțile din noi, în principal de deconectarea de copilul interior. Ce te invit este să observi viața ta așa cum este și să pui următoarea întrebare. Dacă ar fi să mă întorc eu cel de acum la copilul care am fost și să mă așez așa la nivelul lui și să îi vorbesc, i-aș spune că relația asta în care sunt este relația pe care o merită sau nu? I-aș spune că poate banii pe care îi face sunt banii pe care îi merită sau nu? I-aș spune că e nevoie să mai slăbească pentru a merita iubirea sau i-aș spune că este valoros și demn de iubire așa cum este? Ce dialog ai avea tu cu tine dacă ar fi să te întorci la cine ai fost, la acel copil și să începi de acolo comunicarea cu el și să începi de acolo iubirea de sine, pentru că de acolo pornește adevărata iubire de sine, din interiorul ființei tale. Cam astea sunt gândurile mele pentru tine. Te invit să explorezi mai mult zona asta de vindecarea copilului interior. Eu am anumite materiale prin care te ghidez, unele dintre ele sunt gratuite. Le poți accesa dacă te uiți în detaliile acestui video. Dacă vezi videoul pe YouTube, apasă like și subscribe canalului meu ca să poți să fii notificat când voi posta și alte materiale care să te ajute în subiecte pe care poate nimeni nu a venit să te ajute și să te ghideze, dar de care ai nevoie în viața ta. Te pup, să ai o zi frumoasă, aștept să ne auzim cu bine și te invit chiar să-mi lași un comentariu, să-mi spui cum ți s-a părut acest video și dacă tu reușești să te conectezi la copilul interior sau nu și dacă ai nevoie să mai vorbesc despre acest subiect, cu drag aștept întrebările tale. Te pup, ciao, ciao!